De asemenea, lansăm invitații către întreaga societate civilă care optează pentru libertate de exprimare, pentru dreptul de a trăi într-un stat democratic. La orele 16 ne adunăm în Piața Mare Adunării Naționale, după care vom avea un marș al tăcerii. În Piața Mare Adunării Naționale vă rugăm să veniți cu o lumânare, cu o floare, la locul crimei. Printr-un meniu de reculegere ne vom aminti memoria celor care au avut de suferit atunci. Marșul tăcerii va avea următorul traseu. Către Ministerul Afacerilor Interne vom aminti organelor de forță că menirea lor este să apere securitatea cetățenilor Republicii Moldova, să se poziționeze pentru dreptul acestora de a trăi într-un stat liber, să nu bată cetățenii acestei țări. După care vom urma traseul nostru către Parlament, în vederea reamintirii celor pe care noi am ales ca reprezentanța poporului, că cetățenii înțeleg foarte bine cine într-un final este beneficiarul evenimentelor din 7 aprilie 2009. Reamintesc tuturor tinerilor libertatea pentru care au strigat atunci. Astăzi este din nou necesar să ne expunem.